Bine ați revenit la cu cărțile pe masă. Am revenit cu alte cărți și cu un episod nou. Episodul trecut a fost unul introductiv în care am lăsat și un text, mai multe, o temă, mai multe, făcute sau nu de cei care au vizionat episodul. Fiindcă este înregistrat, se poate revedea. Legătura cu episodul al doilea o fac cei pe care îi felicităm pentru răspunsurile date la temă. E vorba de niște texte scurte și un text mai lung. Textul se poate, am spus, regăsi are peste 100 de greșeli. La cele scurte am avut răspunsuri foarte corecte și premiem pe cineva cu 10 minus pentru că a sărit o interjecție. Textul spunea: "Ia ia ți ea de la ea, că și ea i-a dat-o alteia, deși ea i-a spus să nu i dea, și n-au observat primul ea care era o interjecție. În episodul de astăzi, ne gândim la viitoarea sărbătoare a Sfântului Andrei. Și atunci Andrei, când felicităm pe cei cu acest nume, spuneam să trăiești cu numele. De fapt, numele poate deveni nume sau prenume. Dacă e nume de familie sau dacă e nume de persoană. Și atunci mergem la prima carte pe care am pregătit-o, mică enciclopedie de onomastică. Onomastica înseamnă ziua numelui sau a prenumelui. Una din cele care au răspuns la tema de data trecută, au întrebat la clasă ce semnificație are Sfântul Andrei. Și atunci am căutat în dicționarul de mai înainte, am aflat ce înseamnă, și apoi am aflat cum se accentuează corect numele de familie blănariu sau blănariu? Cojocariu sau, sau cojocariu? Moraru, morariu și așa mai departe. Culmea e că aceste nume ne-au dat probleme din comentariile sportive, pentru că mulți erau foarte convinși de accentuarea cămătaru, ciubotariu, Trăistariu, olariu, pădurariu și așa mai departe. Regula pentru toate numele e că această formă lungă dată de vocala U, cojocar U, adăugată la substantive provenite din nume de meserii, va duce la accentuarea corectă de formă, cojocaru, camataru, togaru, copzaru, fieraru, lemnaru moraru, păduraru, sticlaru, văraru, ciubotaru, trăistaru. Dar avem și nume celebre, pușcariu, prunariu, blănariu, rotariu și așa mai departe. Concluzionând, greșit e cojocariu, cămătariu, morariu, olariu, pădurariu, rotariu, ciubătariu, Traistariu. Deci corect e cu accentuarea lui A și incorect e cu accentuarea lui I. Avem firesc și excepții de la regulă. Pentru că unele din numele de mai înainte și-au pierdut, mai ales în Ardeal, finalul. Și atunci avem și morar, cojocar, butnar, răcar, ardean, rodean. Adică nu cum le întâlnim cu sufixul moldoveanu, urdăreanu și așa mai departe. Deci accentuarea corectă a numelor de familie, atunci când spunem lui Andrei să trăiești cu numele. E așa cum ați aflat mai înainte din listele la care putem adăuga oricând pe baza enciclopediei prezentate. Se înțelege că așteptăm întrebări, pentru că fiecare are curiozitatea să-și cunoască etimologia, originea numelui propriu sau a prenumelui. Sugestii sau întrebări? Continuăm discuția despre nume, prenume, renume. Vă prezentăm Capcane ale Limbii Române sau Capcanele Limbii Române. Două cărți apărute la ceva ani distanță. Una cu un titlu foarte pretențios, Capcanele limbii române. Autor, academicianul Alexandru Graur. O carte foarte nouă pe care o găsiți în librării, apărută în 2023 la Corint, Cartea profesorului Gheorghe Nevasilache, Capcane ale limbii române. Un titlu incitant, Capcane, pentru că niciodată nu o să putem depista toate capcanele. Din ea am reținut ideea dezvoltată puțin mai înainte cu Sfântul Andrei: greșeli curente în pronunțarea unor nume proprii străine. De ce nu și românești? Nu numai celebrele Nobel și Eiffel sunt nume străine greșit pronunțate. Numele de localități, numele de țări. Aici e trecut uh, Peru. Nicosia și altele. Dar, apropo de un nume actual, Ucraina sau Ucraina, adică în două sau în trei silabe. Domnul din ediția 1989 vorbește de Ucraina. Domnul 3 reia această accentoare la pagina 1093. Deci, Continuând cu pronunțarea unor nume proprii, străine, comparăm cele două cărți în celelalte probleme. <coughs> Și atunci, ajungem la o schemă care, de fapt, e numitorul comun al celor două cărți. Se merge pe nivelurile limbii pe care le întâlnim de la limbile clasice la limbile moderne. Adică, pe un fel de tort cu vreo patru straturi: fonetică, sunete, vocabular, cuvinte, gramatica cu cele două straturi, morfologia și sintaxa, de fapt una singur, morfa-sintaxa, și tot ceea ce îmbracă cu ornamente, ca un tort, ca un tort cu frișcă, un tort al miresei, și care este stilistica. Deci dacă ar fi să vizualizăm structura celor două cărți, ar arăta cam așa. Acesta ar trebui să fie tortul miresei. Îmbrăcat în frișcă, el pleacă de la sunete, deci la bază avem sunete, silabe, grupuri fonetice, numite fenomene, diftonși, și hiat, urcă la vocabular, vocabula, cuvinte, cu tot felul de categorii de cuvinte. Etajele superioare sunt diferit colorate pentru că sunt cele 10 părți de vorbire. Le vedeți pe fiecare. Deasupra, în frișca albă, sunt părțile de propoziție ale sintaxei, adică predicatul, subiectul, atributul și complementul, iar totul, îl îmbracă stilistica în tot felul de figuri de stil pe care le vedeți, dreapta, strânga, sus și jos. Structura aceasta este cea care va fi dezvoltată în episoadele viitoare, pentru cei care vor fi interesați, cu exemple concrete de pronunțare. Deci, nu vom face trimiteri numai la gramatică, ci pur și simplu. La părți de vorbire, părți de propoziție, părți de cuvânt, părți de silabă, sunete și așa mai departe. Cartea aceasta, cea de care am mai vorbit puțin mai înainte, chiar așa și face. Adică merge pe nivelurile de care am vorbit mai înainte. Nivele sau niveluri? Iată altă problemă care s-ar putea să intereseze pe unii și pe ceilalți. Și atunci, în cuprinsul acestei cărți, la aspecte fonetice, primul capitol, vom întâlni probleme foarte concrete dacă după ș și j urmează a sau ia, dacă rostim e sau ie la inițiala cuvintelor, dacă pronunțăm cs sau gz, în unele cuvinte, dacă rostim ș sau S, S sau Z, U puternic sau slab, dacă accentuăm corect sau nu anumite cuvinte, și aici să dau niște exemple, prevedere sau prevedere, aici am insistat și pe morarul, morariu, Pădurarul, pădurariu, sau greșeli curente în pronunțarea numelor de care am vorbit: Nobel, Eiffel. Cele două sunt corecte. Cacofonii, greșeli de altă natură, deci cacofoniile le vom dezvolta într-un episod viitor, și se trece de la etajul inferior, deci de la sunete, repetăm de la fonetică la cuvinte. Al doilea capitol dedicat vocabularului se referă nu numai la grupuri de cuvinte, ci și la structura cuvântului, cuvânt care poate apărea în diferite categorii. Și aici apar influențele anglicismelor în lexicul românesc. Paronimele cu fenomenul atracției paronimice. Folosirea improprie a unor termeni, construcții repetitive care sunt de fapt greșeli de tip pleonasm, tautologie. Și se încheie capitolul al doilea, vocabularul. Ajungem la uh, etajele mai colorate, cele pe care le-ați văzut, sunt de morfo-sintaxă. Și la care capitolul al treilea al acestei cărți, morfosintaxa, se referă. Substantivul și construcțiile nominale, cu aspecte flexionare, altfel spus declinarea. Toponime cu formă de plural. Toponime sunt numele de locuri. Scrierea cu unii, doii, treii, la substantive și adjective. Și aici niște exemple concrete. Doamnă prim-ministru sau doamnă prim-ministră. Iarăși un episod, pentru că sunt foarte multe nume de meserii întâlnite în dom 3, pe care trebuie să le comentăm. Despre pluralul substantivelor neutre, adică plurale sau pluraluri. Alte aspecte flexionare, verbul și construcțiile verbale, folosirea corectă a unor verbe de conjugare a doua, două verbe sinonime a vrea și a voi, sinonime care se confundă de multe ori, capcanele verbului a trebui, imperativele verbelor a zice, a face, a duce, a fi, poate cel mai greu verb din limba română, verbul a fi, folosirea corectă a verbelor a preceda și a continua, folosirea corectă a verbului a crea, mă gândesc și la a grea, în ceea ce privește sau în ceea ce privesc, una evident că este greșită, trebuie să și demonstrăm, nu se merită să, sau, sau nu merită, recunoașteți greșelile Scris legat sau dezlegat, forme corecte de viitor, dacă o să vină, e corect sau dacă nu e corect, îmi cer scuze sau vă cer scuze, părți de vorbire neflexibile, adverbul și prepoziția. Astea sunt cele din carte, dar pe lângă ele mai apar. Conjuncția, interjecția, și un capitol foarte interesant, care se numește unități frazeologice sau, mai simplu spus, grupuri de cuvinte. Ultimul capitol, capitolul 4, se referă concret la acorduri și dezacorduri gramaticale. De ce e important? Pentru că toată lumea știe de acordul predicatului cu subiectul dar sunt propoziții cu subiect unic sau cu subiect multiplu. Acordul numelui predicativ sau al participului pasiv. Deja sunt probleme de sintaxă cu subiectul multiplu. Acordul în cazul grupurilor nominale. Apoi, construcții adjectivale, construcții pronominale, construcții nominale în genitiv dativ, cu numerale cardinale, ordinale, false acorduri, pentru că sunt și false acorduri sau cazuri de hipercorectitudine. Adică a fi mai catolic decât papa, a fi hipercorect de fapt e o greșeală. Nu, în ultimul rând, deși în partea finală a cărții, e un mic glosar de pleonasme. Toată lumea știe că repetarea greșită a unui cuvânt se numește pleonasm. Dar în afară de avansați înainte babă bătrână și altele, lumea nu știe că la modă este în continuare pleonasmul, fără să știm că este pleonasm. Deci acest glosar e foarte, foarte actual. Vom da exemple la vremea respectivă. Se continuă cu un index, cum scriem, cum pronunțăm și în finalul cărții forme flexionare corecte. Repet, cartea se numește Capcane ale limbii române, Capcane ale, deci nu toate capcanele, aparține unui profesor Gheorghe Nevasilache din Țepu, care nu este la prima abatere, este un autor foarte serios al unor cărți practice, rezultate din experiența la catedră cărți care sunt foarte utile, multe nu se mai găsesc. Aceasta încă se găsește în librării. Mulțumim pentru atenția acordată. Vă așteptăm în continuare pe canalul de bun TV și așteptăm întrebările, sugestiile și propunerile tuturor. Mulțumim!